Haideți acum, dragii mei, să o ascultăm pe sora Florica, care va aduce o mărturie înaintea bisericii, cea de-a doua mărturie a serii. După această mărturie pe care o va face despre modul cum a lucrat Dumnezeu în viața ei, aș vrea să fie pentru fiecare dintre noi, așa cum a fost și în cazul fratelui Benny, un semnal de alarmă, pentru alții o trâmbiță a nădejdii și a speranței. După această mărturisire, împreună, după aceea cu sora Ani Mihăieș, se vor închina Domnului prin cântare. Dumnezeu să le binecuvânteze. Amin. Dorită patria iubirii, grădina crinilor de nea, cu ce suspine și ce să vă prezint în seara aceasta mărturia mea despre cum Domnul m-a vindecat. Diagnosticul inițial pe care l-am avut era de adenom tiroidian, adică o tumoară ce crescuse pe glanda tiroidă. Am urmat un tratament timp de aproximativ 3 ani și în 1999 am început să mă simt rău. Începeam să mă sufoc, să nu poți să înghit alimentele solide. Aveam o stare de slăbiciune
fizică continuă, pentru că tumoara creștea. După toate analizele de sânge, scintigrafie, ecografie, medicii au hotărât să-mi facă biopsie pentru a stabili diagnosticul real, diagnosticul de laborator. Biopsia mi s-a făcut la București, la Institutul Endocrinologic Parhon, și medicul histopatolog mi-a explicat că lichidul estras a scăzut din volumul tumorii și că mă voi simți mai bine. Urmând un nou tratament, tumoarea trebuia să se reducă până la dispariție. Iar în cazul în care începe să crească din nou, înseamnă că aceasta s-a transformat și este cancerigenă. Ne-am întors de la București oarecum mulțumiți de rezultat. Eram eu și soțul meu. Însă liniștea noastră nu a durat mai mult de 2 luni. Cu tot tratamentul făcut am început să mă simt din nou rău și ecografia a dovedit că tumora creștea. În acel moment mi-am amintit discuția cu medicul de la București și mi-am dat seama, creșterea tumorei însemna cancer. Pentru mine și pentru multă lume, în urmă cu câțiva ani, cuvântul cancer însemna moartea. Iar eu nu o puteam accepta. Copiii mei atunci aveau 8 și 10 ani. Aveam responsabilități, aveam obligații. Să nu mai vorbesc de câte planuri de familie tânără aveam. Ideea operației nu am putut-o accepta. Pentru că eram cadru medical, mi-am dat seama de gravitatea situației în care eram. Și într-un moment de cumpănă, Dumnezeu mi-a vorbit prin copilul meu, care mi-a zis, mami, de ce să te operezi? Hai să ne rugăm la Domnul și să te vindece. Și El te vindecă. Am început să ne rugăm toată familia și mai insistent pentru vindecare și Dumnezeu ne-a ascultat. În a treia duminică din ianuarie 2000, la Biserica Tabor din Oradea, unde eram membri, s-a făcut o rugăciune cu ungere pentru bolnavi. Am ieșit în față și la acea rugăciune am simțit un fior de cercetare. Am simțit că Domnul mă cercetează, ceva ce nu se poate descrie în cuvinte, ceva dumnezeiesc, și am știut că sunt vindecată, că Dumnezeu m-a vindecat. În drum spre casă am spus familiei că Domnul m-a vindecat, că sunt vindecată și hai să mulțumim Domnului. În prima zi, lunea, tumoarea o simțeam la fel. Era așa în zona dreaptă, a lobului drept de la tiroidă. Marțea a început să se reducă și miercurea nu o mai aveam. Am făcut o ultimă ecografie la același medic care mi-a pus diagnosticul și s-a dovedit că tumoarea nu mai exista. Mulțumesc Domnului pentru harul pe care mi l-a dat. Să mai trăiesc, să-mi cresc copiii. Mulțumesc Domnului pentru soțul meu care a fost alături de mine. Și că astăzi pot să vă mărturisesc mila, bunătatea și puterea Domnului cu care poate lucra în viața noastră. Amin. De multe ori viața este plină de întristări, de îngrijorări. De multe ori în viață, dragii mei, ceasul aduce din ce în ce mai multe dureri și ne uităm, spunem, Doamne, de ce este această oră în viața mea? Haideți să ascultăm o frumoasă cântare după această mărturisire, în această seară deosebită. Viața e plină de întristări. Până când frații se vor instala, pentru că sunt frații dirijori, cei care au să cânte, aș vrea ca fiecare dintre voi să cucetați, dragii mei, la cât de mult bine ne-a făcut Domnul și ce-i dăruim, ce-i răsplătim, ce-i oferim. N-avem nimic decât viața. Doamne,
În această viață plină, Doamne, plină de atâtea încercări și dureri, te rog să lucrezi Tu. Hai să dăm curs acestei frumoase cântări, după care, scumpii mei, și fratele Daniel Stupar și sora Florina Purtan se vor închina Domnului, urmând mai apoi să ne apropiem de partea finală, când corul mixt și fanfara vor fi dirijate și vor cânta frumoasa cântare Maranata. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Iisus, ia toată povara ta.
toată povara ta. El poate mântui. El poate mântui. El poate mântui. Amin. Sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rouă în soare, și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai mare, și cu cât te văd mai mic, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai mare. Dacă-n lume-i mai făcut o fereastră către tine, cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu, tu te vezi mai bine, cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai bine. Doamne, când suntem noi doi, n-are cel viclean ce-mi face, cu el când sunt în război, atunci tu, atunci tu mă îmbraci cu pace, cu el când sunt în război, atunci tu, atunci tu mă-mbraci cu pace. Vin din cer mi-ai dat să sor, și pe ochi m-ai uns cu tine, cu cât eu am fost mai orb, cu atât tu, cu atât tu mi-ai dat lumină, eu am fost mai orb, cu atât tu, cu atât tu mi-ai dat lumină. Dar din toate câte-n cer, le păstrezi tu pentru mine, nu-mi e dor de tot ce-mi dai, ce-mi dai, cât mi-e dor, cât mi-e dor, Doamne, de tine. Amin. În curând noi vom pleca, o ce fericită zi, pe cei dragi vom revedea, unde vom reîntâlni. Vom reîntâlni, vine ziua fericită, toți vom părăsi pământul, aleluia, îi se cântă. Când ne vom reîntâlni,
trec pe malul celălalt. O, ce fericită zi! Cerul se deschide larg când ne vom reîntâlni. Vine ziua fericită, toți vom părăsi pământul. Aleluia, îi se cântă când ne vom reîntâlni. Because